spune Ion Popșoi, sunt agent imobiliar și mă ocup adică cu vânzarea, închiria spațiilor locative, nelocative. La volan, să zic sincer, chiar sunt zile când merg de dimineață până seara, adică merg mai mult ziua, prin ambuteiaje, prin tot. Să zic sincer, chiar mai altă seară am stat de la Tighina până aici, până în Buicani, am stat aproape 2 ore. Din start funcționam pe Botanica și adică îmi trebuia urgent la Buiucani. Trebuia să iau pe viaduct, să merg tot sau în unele cazuri mai excepționale, adică o luam pe partea de la deal, pe Durlești. Dar oricum e foarte, chiar și să iei ori pe Durlești, ori pe acolo tot, e foarte mult de mers. Din problemele majore pentru inginerie de trafic este mixtul sau conexiunea între traficul tranzit și cel local. Cât nu s-ar părea de straniu, conducătorii auto dintr-o localitate și cei străini care intră în localitate gândesc foarte diferit. Respectiv, gândirea asta diferită se transformă în problemă. Pare că e cel mai longeviv proiect aflat în reparate și încă nu este sfârșit. Deci chiar dacă acolo jumătate de drum s-a reparat, circulă pe 2 benzi lung de 4, dar per total încă este foarte greu de circulat și din cauza stării proaste a părții care nu este reparată, se circulă cu viteză foarte redus. Și iarăși, în loc să câștigi timp ca să înconjori mai repede orașul, de obicei pierzi timp. Partea de sud, practic, noi nu avem nicio posibilitate, de aceea și există probleme mari la intersecția străzilor Ismail cu calea Basarabiei și calea Moșilor, fiindcă aceste două artere orășănești este o intersectare a două rețele rutiere mari. Chiar astăzi am discutat ultima dată cu secretarul de stat în această privință. Suntem permanent, practic, în discuții. Ideea noastră rămâne a fi să reabilităm inclusiv strada industrială. Deci acolo avem, ca într-un fel, porțiunea asta să fie înlocuită ca și sectorul 5. Putea să fie și un parteneriat public-privat pentru construcția acestui drum. Deci sau va fi creditare internă sau va fi parteneriat public-privat, dar oricum vrem să începem la anul. Acum ține de actualizarea, pur și simplu, a costurilor de execuție. Au fost evaluate costurile inițiale la 220 de milioane de euro. N-ar trebui să așteptăm să devină cu totul insuportabil ca să începem construcția, pentru că și construcția asta durează. Dar orice capitală cu un număr de locuitori de, nu știu, de peste jumătate de milion de locuitori în sus, în mod normal are nevoie de centură.
când știu că sunt la Botanica și, de exemplu, sunt la orele 2 la Botanica și eu am la orele 4 la Buiocani o prezentare, eu prefer să mă pornesc o oră jumate mai înainte, ca să fie, adică, mai bine aștept eu decât să mă aștept clientul.